Se poate spune despre Vasile Cristoi că este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți marinari de pe Dunăre, un comandant de navă pe care destinul l-a ales pentru această meserie. După o viață petrecută pe vapoare, Nea Ghiuri s-a retras la pensie cu nostalgia Dunării și a marinarilor de altă dată. Mulți ani la rând, de ziua Marinei, Nea Ghiuri putea fi văzut în port, îmbrăcat în costumul său de capitan, pentru a fi mai aproape de Dunăre și de sărbătoarea marinarilor. Anul acesta nu l-am zărit pe Vasile Cristoi pe cheiul Dunării, dar i-am făcut o surpriză mergând la domnia sa acasă pentru a vorbi despre marinăria de acum și mai ales despre marinăria de altă dată. Da, începem discuția noastră cu Nea Ghiuri. Spunându-vă că venim din port, am plecat acum maxim o oră, ca în fiecare an, deja tradițională sărbătoarea asta, giurgiuvenii vin în port, pe jos sau cu autobuzul și sărbătoresc ziua Marinei. Mi se pare totuși că seamănă în fiecare an, toate lucrurile sunt la fel, sărbătoarea a devenit aproape festivistă și... Nu că e ceva obligatoriu, dar parcă ne lipsește ceva, bucuria, faptul că nu mai putem simți ca înainte. De-aia discutăm cu un marinar bătrân și vă rog să ne spuneți cum era odată marinăria și cum este acum. Ca să spun cum era marinăria, trebuie să spun pe unde am umblat vis-a-vis de marinărie cu vapoarele mele, care le mai păstrez încă în minte și în suflet. Așa. Vă ascultăm. Am navigat de acolo unde Dunărea își pierde numele, adică de la Sulina și devine mare, până la Rotterdam. Aceasta posibilitatea am avut-o după ce s-a terminat canalul Dunăre-Main-Rin. Am navigat pe Rin, am navigat pe toate canalele, aproape toate canalele, că sunt o multitudine. Ele sunt cuprinse în această carte, uitați-vă cât de groasă este kilometraj, toate canalele din vestul Europei. Treabă serioasă să navigi pe acolo. Da, și construite începând cu 1870-1890, da, o istorie extraordinar de bogată. Cum era marinăria înainte? În primul rând, aflându-ne Giurgiu, trebuie să ne aducem aminte că acum 125 de ani, deci este o sărbătoare mare, înființarea primii societăți de navigație, Navigațiunea Fluvială Română. În 1890 s-a înființat această societate de navigație aparținând statului. Evident că erau și nave, ale sistemului privat, particulare, care navigau în timpul acela. Să începem și trebuie consemnat neapărat că la Giurgiu, în canalul... Știu că aveți multe de spus, vă las da, pe noastră să în canalul, da, mulțumesc, ai folosit un termen festivist și nu e de parte de adevăr. Așa este, a devenit sărbătoarea Marinei festivistă, manifestare festivistă. Da, mergem acolo și de și cu, să ne bucurăm. Și cu scopuri ascunse. Ca să nu intrăm în sfera cealaltă. Peste alta, anul ăsta da. Și Dunărea săracă. Trebuie adică să ne aducem aminte că în canalul Sfântul Gheorghe, canalul plantelor, cum îi spunem noi, așa vreo comuniștii se spune, nu știu ce au avut cu Sfântul Gheorghe. Vor fi fost plante pe vremea aia. Probabil avea ceva cu Dioclețian, pentru că Sfântul Gheorghe a fost general în armata împăratului roman Dioclețian. Poate fi avut ceva cu el. Acolo, în 1834, s-a lansat prima navă construită în România. Nava Marița. La constructă ei, care s-a făcut numai cu materiale indigene, cu materiale românești, așa, au participat însă și domnitorii țării românești, Alexandru Ghica, iar poetul Cezar Boliac, cu ocazia aceasta, a închinat o poezie primei nave românești, așa se intitulează poezia și în câteva cuvinte aș putea să spun ce cuprinde această poezie și un mesaj extraordinar de frumos. Du-te tu, Marițo, du-te tu, corabie, și vestește lumii că mai sunt român la Dunăre. Și acum, între peste 50 de ani, putem să zicem și noi că mai sunt român la Dunăre. După cum merge societatea, după cum merge lumea, putem spune. Mai trece Dunărea printre române. Da. Așa, și în continuare, frumos mesaj, în continuarea poeziei, zice, du-te și când vei ajunge în dreptul Italiei, salută-l,
Salută pe ea, este muma ta. Dacă vei ajunge în dreptul Franței, ridică toate pavilioane, că ea este țara libertății. Și dacă ajungi în Ispania, așa se spunea în timpul ăla, dacă ajungi în Ispania și trebuie să ajungi, salută-l pe fratele tău cel mai mare, împăratul Traian. Da. Împăratul Traian, să știi, a fost primul împărat care nu s-a născut în Peninsula Italică. S-a născut pe lângă Sevilla, pe râul Coldo Cabiri, da, în localitatea Italico. Deci, de la această navă, Giurgiu a mai avut parte de multe, să zic, premiere. Nava, prima navă cu aburi, România, care a intrat în dotarea flotei românești în 1864, la care a participat însuși prințul Carol, domnitorul Carol, până atunci era... Nu, pardon, Alexandru Ion Cuza, în 1867, el a venit în 66, Alexandru Ion Cuza. La inaugurarea altei nave adusă, construite la Toulon, uite, îmi scapă numele chiar așa și e esențială, pentru că ea a fost școală pentru copiii de marină, așa, o goaletă numită, îmi scapă, Doamne, atâtea am în capul meu. Ne uităm mai târziu în bibliotecă. Așa. Iar la lansarea la apă, să zicem așa, sau intrarea în serviciu a navei România, generalul Manu, Gheorghe Manu, la locuțiunea lui a rostit: du-te tu, Românie, și arată lumii pavilionul, bandiera, pavilionul României. Și... am rugămintea să revenim puțin mai la apele noastre teritoriale, să vorbim despre Dunărea care trece pe la Giurgiu, despre marinarii giurgiuveni, dacă se mai poate vorbi despre marinarii giurgiuveni și despre Giurgiu. Până în acum 2 ani, de-aia trebuie să avem și o aniversare, dar în același timp și o comemorare. Putem să spunem comemorare de când societatea de navigație Giurgiu Nav S.A. a dispărut. Sediul ei comercial s-a mutat într-o localitate foarte însemnatică. Probabil mintea unora vrea să devină megalopolis, ceva fantastic, așa, nu mai e mintea lor. La Zimnicea. Deci, la Giurgiu nu mai există societate navigație. Da, odată cu privatizarea din 2006, odată au intrat pe mâna unor foarte pricepuți, ca unul Ovidiu Vântu, așa, al doilea, unul de la Petrom, șeful sindicaliștilor de la Petrom Service, Luca, un alt din ăsta. După aceea, în 2011, a preluat-o Ion Nicolae. Sunt și scuze obiective și subiective vis-a-vis de dispariția flotei. Numai odată vreau să-ți dau. Efectiv, nu. Numai odată, numai câteva date și nu sunt scoase din, eu știu, din traistă, din imaginație. Din 5 ani, Comisia Europeană a Dunării face o situație a navelor existente și a flotelor de la fiecare societate în navigație. În 1995, deci cu 20 de ani în urmă, Giurgiu Nav S.A. avea 374 de nave fără propulsie. Asta înseamnă șlepuri de 1000 de tone, ceamuri de 1000 de tone, barje de 1100 de tone, barje de 1500 de tone, barje tip Europa de 1720 de tone. 374 de nave. Dați seama, dacă le înșiri din 2 în 2 kilometri, acoperi tot țărmul românesc al Dunării aproape. Iar remorchiere împingătoare, nave cu propulsie, 84 de nave. Comedie pe fiecare nave de 1200 de cai putere. E o statistică a Comisiei Europene, nu am scos-o eu. Și n-am niciun interes să arunc niște cifre aiurea. Deci e dureros. Ca acum, asta urmează durerea, că acum mai au vreo 10 nave cu propulsie, vreo 20 de nave. Unde sunt? Ori au fost vândute, înstrăinate? Eu aici, la mine, sunt când am ieșit la pensie, nu mi-am luat niciuna. Alții și-au făcut flote. Din flota noastră s-au născut alte flote.
o companie din Galați, din Constanța, așa, care n-a construit nicio navă la niciun șantier, iată, are o flotă. E a doua pe Dunăre, din flotele românești. Vă înțeleg supărarea. Haideți spre finalul întâlnirii noastre să discutăm puțin despre condiția marinarului. Îmi spuneați odată într-o emisiune de-a mea sau la noi, la TV Giurgiu, vorbind așa colateral despre marinari, că ce însemna odată să vezi marinari mergând pe strada Gării și ce înseamnă acum ca și pe strada Gării să vadă un marinar ca dumneavoastră în costum de capitan. Eu am experiență. Am fost invitat la cununia unui băiat la Păgăraș, marinar, secundul meu. Și am hotărât să ne îmbrăcăm toți în uniformă. Dacă coborâse la tomboane urși, nu s-a adunat atâta lume, că s-a adunat la lume. Ei, am trecut pe strada Gării odată, acum un an de zile, când am venit la emisiune, la tine. Da, așa? Și toată lumea întorcea capul. Ce e cu fenomenul ăsta? Ce e aia? Da, a dispărut. Giurgiuvenii noștri. Să mai spun și că atașamentul față de nave a dispărut. Atașamentul față de uniformă. Dacă vrei, este un patriotism din ăsta care nu se cuvântă, nu se aruncă în aer. Înainte, uniformele marinarilor erau gratuite, iar ofițerii plăteau doar 50%. Cu timpul a devenit toată lumea să facă uniforme și benevolă. Benevolă. La Galați, în pădunerea de jos, acolo era o lege foarte strictă în palatul administrației ăsta, societății de navigație, nu aveai voie să intri fără uniformă. Și obligatoriu trebuia să porți uniformă la tine. Foarte frumos. Da. Și nu făceam din că sunt obligat așa. Mă simțeam altfel. Mă simțeam marinar. Așa. Îți aduce nostalgia anilor în care uniformele erau obligatorii, dar erau și gratuite. Da. Haideți să ne-am propus să facem doar o ediție specială la întâlnirea noastră de astăzi. În finalul întâlnirii noastre, ce le doriți marinarilor dumneavoastră? Marinarilor care nu mai sunt. Nu pot să-i doresc ceva care nu mai există. Marinarilor, sănătate în primul rând, asta e esențială, sănătate și înțelegere. Și eu știu, mi-a plăcut tare mult o zicere de-a lui Lucian Blaga. Rugăciunea lui de bază e așa: ajută-mă, Doamne, ca niciodată să nu fiu mulțumit de mine însumi. Da, că nemulțumire este progresul. Ne doriți așa, dar giurgiuvenilor și marinarilor care au mai rămas să fie nemulțumiți, dacă să progreseze. Căpitane, da. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu că ați venit la mine, m-ați băgat în seama.